Marea Unire de la 1918, când Transilvania a revenit României, a avut un puternic impact asupra vieții sportive din Cluj. La începutul anului 1919, Societatea Academică a Studenților Români, Petru Maior din Budapesta, și-a mutat sediul la Cluj și odată cu aceasta și secția ei sportivă. Pe data de 3 noiembrie 1919 are loc deschiderea oficială a cursurilor Universității Românești Ferdinand I. Tot în aceeași perioadă, în clădirea fostei prefecturi de pe Bulevardul Eroilor, numărul 16, în prezența a numeroși studenți și profesori universitari, se pun bazele Societății Sportive a Studenților Universitari din Cluj, purtând numele simbolic de Universitatea și având semnul distinctiv U. În 1920, la adunarea generală de constituire, când a fost votat statutul clubului și s-a ales comitetul de conducere, s-a hotărât și caracterul polisportiv al societății. Primele secții au fost atletism, lupte greco-romane, tenis, gimnastică, box, scrimă, dansuri și fotbal, însă de-a lungul timpului au apărut și alte ramuri sportive. Handbalul masculin debutează în 1935, secția de vole este înființată în 1942, în 1947 apare basketul, iar 2 ani mai târziu secția de rugby. Judoul ia naștere între anii 1964-1966.